Astăzi suntem în Spania și avem un traseu în copaci cu echilibristică, cu tiroliene, cu bicicletă din copac într-un copac. Mult mai dificil decât în primul episod, întrebarea e aceeași. Cine va câștiga, eu sau iubita mea Cesima? Bebe, eu sunt gata, haide! Dar vezi să nu dai cu picioarele în gură! Și? Și? Mamă, cum ești de bun eu! Și? Nu prea cred. Ia uite pe iubirea mea. Bebe, poți? Bebe, știi cine zici că ești? Lara Croft, direct. Bebe, cum crezi că o să mă descurc? Foarte bine. E greuț un pic la alea de echilibru. Survivor challenge viețile mele, că v-a plăcut mult primul episod. Am făcut o grămadă de vizualizări. Știți că avem 1.100.000 de vizualizări, Bebe? Ce? What? Da. Mamă, deci ăsta e next level, Bebe, ce facem noi acum, jur. Vezi să ai grijă să fii atent acolo, te rog, da? Bebe, dar tu te miști foarte repede, bravo. Nu, eu n-am nicio șansă. Deci noi avem practic acum două chestii. Una din ele e blocată, știi ce zic? Și în momentul în care băgăm asta într-o gaură, nu vă gândiți la prostii, se deblochează cealaltă și trebuie să o pui. Mamă, Bebe, îmi place mult de tot. Bravo, Bebe, foarte bine. Da? Da. Ai o unghie ruptă și mă doare rău. Ai o unghie ruptă și te doare rău? Of. Hai, bebis, că poți, eu am încredere în tine. Eu cred că tu câștigi asta, serios vorbesc. Grijă, grijă. Bebe, nu te simți ca în jocurile alea de ne jucăm noi pe PlayStation? Uite, sunt Lara Croft acum. Uncharted, da, s-a inscris. Ia uite-o pe iubirea mea. Opa, ai grijă, ai grijă. Hai, nu face asta că eu le jur. Da, tu nu știu cum o să faci asta. A, da, eu sunt în nenorociți ăștia. Ho, ho. Mamă, 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 stați așa că e jale. Scoatem ăsta, băgăm aici. Ha! Hai, ha! Tu mă, pe iubirea mea, mă, sportiva. Știi ce bine stă cățărătoare așa? Dar oare în timpul ăsta care te filmez eu pe tine, eu unde o-i fi? O-i fi mai departe, o-i fi la început, acolo. Mamă, mamă, Bebe, deci mă simt direct Mowgli. Ai văzut cu schema asta? Și uite-o pe asta, te uiți la mine? Ia. Yeah. A? Tare, bravo! Bă, ce bine să mișcă oamenii ăștia. A, scuzați-mă, mă uitam și eu cu voi că noi n-am aflat cine a câștigat. Aflăm abia după ce se termină clipul ăsta, ești de bula. Cam și sunt și eu curios, mă uit și eu cu voi. Și vreau să vă zic că noi acum suntem în Polonia. Nu știu dacă mai suntem când vedeți voi clipul ăsta, dar după Palma am plecat direct în Polonia. Și voiam să vă zic că atât în Palma cât și în Polonia, acest Revolut, eu am metal, dar și cel standard este extraordinar de bun. Ne-a salvat viața. Credeți-mă, cu un card normal, gen de România, sunt comisioane exagerate. Era de mare, deci eu m-am șocat efectiv când am văzut. În momentul ăla mi-am transferat toți banii în Revolut și am folosit doar cardul ăsta. Și voiam să vă zic că aveți un link în descriere dacă nu aveți Revolut deja și descărcați aplicația de pe link, vă activați cardul, adică cheltuiți primii 50 de lei, primiți și 50 de lei din partea mea. Asta doar dacă nu aveți Revolut și vreți să dați un pont unui prieten sau unui tovarăș sau cuiva din familie. Și pe lângă că îl poți folosi foarte lejer în afară, că nu sunt rate de exchange foarte mari, gen dacă vrei să schimbi o monedă în alta și așa mai departe. Noi ne-am luat și bilete la Beyoncé și în momentul în care cumperi de pe Revolut bilete la evenimente sau bilete la teatru sau whatever, atât timp cât site-ul respectiv de unde ți l-ai cumpărat este partener Revolut, în cazul în care vrei să-ți anuleze, ți iei toți bănuții înapoi. Poți să-ți iei cashback de 30% la restaurante sau până la 40% la brandurile partenerele Revolut, asta cu metal. Eu am metal și de metal mă folosesc, dar să știți că este foarte avantajos și să ai standard și pentru standard nu trebuie să plătești nimic. Sejururile, iarăși, dacă le cumperi prin Revolut, poți să ai până la 10% cashback și presupun că toată lumea știe că se fac plăți instant prin Revolut. Revolut e sponsorul acestui clip, dar vă spun cu mâna pe inimă că mie mi-a salvat vacanța, atât mie cât și Cesimei. Vă mai amintesc o dată că dacă accesați linkul din descriere și vă faceți cont și cheltuiți primii 50 de lei, primiți și 50 de lei din partea mea și vă sfătuiesc și vă încurajez să faceți lucrul ăsta pentru că nu știți când aveți nevoie de el. Acum să ne întoarcem la clip să aflăm și noi cine a câștigat din eu. Mamă, Bebe, uulo, și tu acum te duci acolo, gen? Băi, voi vedeți ce? Deci fiți atent, uite unde sunt eu și uite unde o să se ducă ea. Mowgli! Mowgli! Oare să supără oamenii ăștia pe mine că urlu pe aici? Sunt întortocheate astea, Bebe. Oare are ceva? Oare mor? Dacă mor, știi cum e, Bebe. Aia e. Bebe. Băi, eu mor dacă fac așa. Mamă, mamă, îmi pot molit aici, iubire. Mamă, e distanță mare, rău. Tu cine crezi că o să câștigi? Ia zi-mi. Eu. Și serios? Glumesc, nu știu. De unde? Că n-ai glumit. Repede niciodată la asta. Cum adică eu mă mișc încet? Ia să mă vezi. Bebe, ai grijă, te-ai lovit? Ai burete? Ah, ok. Cred că eu mă opresc direct cu capul în el, Bebe. Nu, 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 nu,
Mamă, la forță și eu cu croc și în picioare, cum ne simțiți ăștia? Eu ți-am zis? Da, eu uite-o, vezi că, dar știi că e bine că mergi tu prima. Să știi că tu ai avantaj că mergi prima, trebuie să ținem cont de asta. Eu am avantaj de fapt că tu mergi prima. Trebuie să ținem cont viețile mele, trebuie să ținem cont. Hop, așa! Bravo! Știi care e secretul? A. Să nu te gândești. Da. Și m-am dus bebe. Haide. Mă simt nemuritor, uite-te și tu cât de rapid sunt. Bravo! Sunt The Flash? The Flash. Place bebe de mine sau? Ah, hai să te văd la asta, stai așa. Stai să mă duc. Care zici că a fost cea mai greu? Asta. Asta de urmează acum? Da, asta de urmează acum a fost ceva tălău. Dar îl vedeți pe Teo imediat. Mamă, ia vedeți prin ce trebuie să treacă acum. Aoleo, trebuie să ții echilibru pe alea. Mamă. Poți, bebe? Wow! Oh, oh! Mama, mâncava scura voastră! Sunt cam sarmale în loc de picioare, ești nebun? Bebe, să mă râde, nu sunt aici pe viață și pe moarte! Știu, și eu i-a fost greu rău la asta! Așa! Ma! Ma! Mai vreau! Păi ăsta e greu rău! Mamă, bebe, e greu rău. Hai că mai ai un pic, gata, ai ajuns. Și după aia cred că e mai ușor. Aoleu, doamne. Dar vezi că ai, ți-a rămas o de-asta, scoate-o din tine. Aia, bebe, dă-o și tu la loc. Nu vreau, eu las aici să-i fie greu ăla, eu las aici. Eu las aici să rămână la ei. Nu, hai că eu las. Dar cum ar fi, bebe, să-i pun o capcană de-asta? Ar fi nesimțire, așa s-ar numi. Aaa, ăsta e ăla greu. Cu negru sunt astea grele și cu verde ușoare. Hai, continuăm, n-avem ce să facem. Oricum, e doar ăsta greu și după aia văd că vine iar ușor, gen e verde acolo. Adică e ok. Așa. Aoleu, aoleu, aoleu. Ma. Oricum te descurci glorios. Părerea mea. Haide, trage-te cu o mână, pune pe aia de sus. Bravo! Uite că ți-ai găsit schemă, tu mergi în lateral. Cum ar fi, Doamne ferește, cum ar fi, Doamne ferește să-mi cadă papucii? Dar nu ți-ai pus și tu bareta la spate? Ba da. Dar sunt un pic mari, deci s-ar putea să-mi cadă. Grijă! Ușor. Bun! Acum încotro! Deci, acum trebuie să te apădii, ta mai tiroliană. Mamă! Mamă! Mowgli! Mamă, stai că eu nu te mai văd! Tu fă-ți treaba acolo, continuă, că vin eu după tine! Sper să nu mor pe aici. Și unde trec, Doamne, sunt crocodil pe aici. Bebe, oare dacă noi am fi la Survivor, ne-am descurcat? Da, mai puțin cu mâncarea. Eu zic că tu te-ai descurcat, dar eu... Nu e grea asta, nu? E grea? Olo, Doamne, ce senzație aici, viețile mele s-au terminat. Nice, acum acolo. Doamne, sunt atât de curios cu unde o să fiu eu acum. Oricum, mi se pare tare rău. Și ce credeți? Ăsta e traseul ăla de începători, cum ar veni. Deci există un traseu extrem. Dacă facem 100.000 de like-uri, ne întoarcem în Palma doar pentru asta. Da, bebe? Nu, trage-te de sfoară, bebe, ajută-te de sfoară. Bravo, iubire. La asta de ține echilibru, m-am descurcat mai bine decât credeam. Da. Bravo, bebe. Dar aici ce trebuie să faci? Ok, să te ții de alea, gen. Dar vezi că poți să te ții și de sfoara de deasupra. Deci am transpirat, dar nu mai știu de mine. Și eu la fel. Bebe, oricum, sincer, eu cred că tu te descurci bombă. Cum crezi că te descurci azi? Așa, ești modestă. Băi, nu uitați de subscribe și că la 600.000 de urmăritori pe Instagram fac un giveaway mare rău de tot. Deci haideți cu follow acolo să vă asigurați de acum locul. Ce, te dau pe tine giveaway? Ne mai gândim. Ușurel aici, că aici e jale. E bine că măcar nu se rotește ăsta, știi? Da. Băi, deja că după vlogul ăsta nu da subscribe, nu știu după care dați, ești nebun. Oricum, pe mine m-a impresionat azi, m-am îndrăgostit a treia oară. Doar a 30-a. Și acum doar a 30-a. Eu cred că ești aproape de final și gen cred că ai vreo 25 de minute, ceva de genul. Iar e de ăsta. Mamă, ce nu-mi plac astea. Și acum sunt alea în zigzag. Ce bine o fi să ai picioare lungi. Dar eu cred că ai voie să mergi doar pe lemn. Nice. Asta e mai ușoară, nu? Nu e? Pare?
Voi să lăsați în comentarii cine credeți că câștigă. Că virgulă câștigă, de fapt. Să fim și noi corect gramaticale astea. Bebe, vezi că trebuie să mergi cu bicicleta acum, nu-mi vine să cred. Oricum, Bebe, ăsta cred că e finish-ul. Bebe, mai ai un pic de tot. Ia uitați-vă, uitați-vă cu ce trebuie să meargă, e incredibil. Nu pot să cred. Bă, dar cum, what? Mamă, și eu trebuie să mă urc pe bicicletă și să merg pe ea. Ți-e frică, iubire? Poți, eu am încredere în tine. Știi să mergi cu bicicleta, nu? Haide, hai. Ia uite, ia uite. Wow! Grijă! Ușurel, bebiț, ușurel, nu te grăbi! Mamă, cât de grea e asta, incredibil! Păi dacă asta e așa cum e, frate, ăla extrem, ești nebun, dar bine că nu aflăm masca, cred că aici rămâneam. Mamă, bebe, mi-a spart cap! Și eu! Și mi-am dat cu asta în cap! Uite că l-ai făcut! Bravo, mă, iubire, mă! Ia uite cum se duce! Aolo, să mă ferească Dumnezeu! Și! Go! Aoleo! Bye. Oh no. Încercarea 2. Tare. Bravo. Hai, mă. Așa, iubire, gata. Ai rezolvat. Și fii atentă cât mai ai. Trebuie să tragi leagănul ăsta, te dai cu el și acolo cobori. Și ai terminat. Deci ai în momentul de față, cred că 35 de minute, cred eu. Bun, și m-am băgat aici. Și acum trebuie să mă pun cu fundul pe ăsta. Da, așa și te împingi de acolo tare. Hai, Doamne ajută. Hai. Wow, cât de tare e. Eram sigur că e tare. Bravo, bebe. Și acum, efectiv, mai ai aia și ai terminat. Haide, bebe, că poți. Uite, ăsta-i finish-ul, Și? Haide, bebițul meu. Haide că poți. Încă un pic. Și hop așa. Bravo, iubire. Finali. Câte minute sunt? Deci sunt aici 40 de minute full. 37. Ținând cont că am dat și intro în el. Deci ai fost legendară și ăsta e de o oră. Oare te-am luat? Nu știu. Oricum, indiferent cine iese câștigător la edit, nu contează, eu zic că câștigător ești tu. Pentru că ai fost și prima, mi-ai dat și indicații. Ai fost exemplară. Și ești cea mai tare. Bravo, și tu te-ai descurcat foarte bine. Deci sperăm că v-a plăcut, vă pupăm, frate, și aveți grijă de voi. Și nu uitați, dacă vă place, frate, ne zice și ne întoarcem aici. Ne mai întoarcem? Da, la extrem acolo. Doar pentru asta. Vă pupăm, viețile, aveți grijă de voi și ne auzim.